Doamnelor și domnilor, noi așa că nu o să vorbim despre tatuaje așa cum ne-am propus și o să ne mai vedem. Mai facem câte o ședință cu părinții așa, mai vorbim ce mai face al tău, al meu, care cu educatoare, cu profesori, na, că ne știm de atâta vreme. Am fost la evenimentele lor personale pentru că sunt familie foarte frumoasă, două fete, Gabi, o mamă extraordinară și domnul Tavi care se ocupă, nene, așa cum se cuvine. Dar avem aici imagini foarte frumoase, o să vedem ce și cum au mai sărbătorit ei în familie. Pe de altă parte însă, acum este momentul să vedem secretul, că noi de obicei vineri vă explicăm cu tatuajul. A fost cerebel, mă fac pe Alex Velea, pe Rubi, mergem în același ritm. Salut Cristi, salut, mulțumesc de invitație. Băi, da, uite, m-am uitat acum zilele trecute la emisiunea ta, nu mai știu în ce zi, și era faza aia cu îi puneai pe toți bărbații care arată bine cu buzele. Mă vine măcar să mă pui cu tatuajele. Punem, erau cinci fete frumoase, da, acolo. Rog conducerea să chemăm din nou aceeași garnitură de fete că exact, v-am plăcut. Să facem o poză, nu știu, cu tatuajele. Cu... Dacă, băieți, dacă băieții se cer, înseamnă că treaba e serioasă. Treaba e serioasă și urmărită de către Gabi nu se supără că știe că acum e vorba doar de tatuaje, păi, nu ce pe lângă ele. Erau și bărbați căsătoriți acolo, nu despre asta e vorba, e vorba de alte lucruri. Deci vă rog frumos, dacă bărbații se cer, e momentul să trecem la fapt. Bun, avem poze foarte frumoase de familie, o să le vedem. Până atunci, arată-mi câteva dintre cele care se pot vedea. Păi, și ce înseamnă ele? Da, aș începe cu ultimele pe care mi le-am făcut. Spuneam colegii tale că au fost o surpriză. Am făcut surpriza Gabrielei, că fetițele, bineînțeles că nu știau. Mi-am scris numele lor pe... Aici. Nu știu dacă, da, aici am trimis și poze. Victoria. Bella Victoria Margot, da. Foarte frumos. Aici este data ei de naștere. Băi, băiatule. Așa. Da, da, dar să nu le uit că toate sunt impare. 23 a 9 2017 și cealaltă e 17 a 3 2019. Deci niște de astea. Deci trebuia să fie la lecția de numerologie mai devreme. Exact. Că au fost surorile Timofte. Și partea asta la altă teia Iris Selena, pentru că noi le-am dat câte trei nume, că am zis, băi, să foarte fie bine, nume. Să fie. Și am început să completăm la anumite birouri și am zis, băi, nu știu dacă am făcut bine. Și bineînțeles cu data de naștere foarte aferentă. Frumos, foarte frumos. Asta a fost o surpriză când a văzut Gabriela. Și dacă apare numărul 3, unde mai scrie? Asta mă întrebam și eu, dar nu mai am loc, iubire, deci... Da, acum, deci ori completez aici în spate, ori în față. În spate am un alt tatuaj, primul meu tatuaj, cred că l-am făcut acum 15-16 ani. Mi-a dat când eram mic, când eram copil, bunica mea, Margareta, o cruciuliță, care mi-a spus că e sfințită, vine de la Ierusalim, nu știu cine i-a dat-o ei, o prietenă foarte dragă sau un membru de familie, și o am și acum. Și când aveam o problemă de când eram mic, mă rugam la acea cruciuliță, o țineam în mână și acum o am, s-a rupt chestia aia de prins la gât și nu mai pun la gât, dar am păstrat-o și o țin în sertarul meu, e de suflet. Și mi-am tatuat-o pe spate. Bine, o formulă mai mare. Am zis domnului, uite, asta e cruciulița, fă-mi și mie frumos pe spate. Asta cum vreo 5-16 ani. Avem cum să o vedem sau nu este chiar la bine? Ba da. Fii atent, mă îngenunchez. Fac da, așa da. O chestie. Da, gata. Se vede foarte bine. Superb. Da, este prima, Dumnezeu. Trebuie să o refac, dar pentru Dumnezeu trebuia să o vedem. Da, și mi-a purtat noroc și când nu aveam cruciulița la mine, am zis, și bineînțeles bunica mea nemai fiind, am zis că o port în suflet și mă ating aici și îți dă o senzație de veșnica pomenire. Care e veșnica pomenire? Numai că a prins niște lumânări? Nu. Este să vorbești despre omul respectiv, să-ți aduci aminte cu dragoste și să-și te încarce pozitiv. Mai avem ceva pe braț aici. Da, asta cred că a fost a doua semnătură, a doua tatuaj, semnătura lui mama. Semnătura mamei mele. Fii atent, are o istorie foarte interesantă. Pe mama am cunoscut-o, o femeie cu totul special. Da, a fost profesoară și țin minte, în afară că a fost o profesoară extraordinară, pentru că cu foștii ei elevi o sună și acum să-i mulțumească pentru educație, nu neapărat pentru materia pe care o predau. Da. Am pus-o pe mama într-o zi, mami, semnează și mie de mai multe ori, dar cum semnai tu pe carnetul meu de note 1-4 atunci, când eu mai luam și cu 7 și tata nu știa mereu și semnai și așa mai departe. S-a gândit femeia, băi, ăsta vrea să ori îmi cumpără ceva, ori măzluiește niște acte. Mă, ăsta, te iubesc, mamă, te rog frumos, nu pot să spun de ce. Băi, și am pus să semneze de 1000 de ori. Semna, deși ești la pensie, și mai semna ca lumea frumos. Și a zis, mami, te rog eu frumos, când erai profesoară, fă-mi semnătura aia pe care o țin eu minte și acum pe care nu de note. Și mi-a semnat de mai multe ori, am ales, mie nu. Ai scăpat. Da. Și a semnat și după aia am făcut surpriză și am zis, uite, mama, am vrut să fac semnătura ta, pentru că tot așa, foarte drag, mi-aduc aminte, pentru că a fost un și pentru mine un pedagog, nu numai mamă, a fost așa alături de mine în orice situație și m-a încurajat și așa. Dar întotdeauna părinții au grijă să fie cu ceilalți copii, dar cu ai lor
cu atât mai mult sunt puțin mai sever, adică sever, mai atenți, în sensul în care, exact. Și mai ales că ești profesoară, nu poate să fie copilul tău să nu fie cum trebuie în școală, un, că e, a avut așa e... un tact încât nu te certa, dar te făcea să faci treabă, dar nu te certa, te lua pe la... Profesor adevărat, exact. Dascăl adevărat, bun, bun, dar și când a văzut pentru ce? Îți dai seama că a rămas, wow, nu a crezut că faci tu un cadou ca lumea, nu, nu glumesc, a zis bine că n-ai semnat ceva în numele meu, că bine mă știa, educația de acasă știe atunci că nu pot să fac, minte, nu, știa făcut. Că nu pot să fac vreo problemă, tocmai de aia și semnat, dar se gândea totuși în mintea ei, bă, cine știe ce? Foarte tare. Da, a fost mai frumos. Avem aici pe braț ceva? Da, primul sentiment când s-a mărit familia, practic, este vorba de nepoțelul meu, Cezar Andrei, care, apropo, acum dă un test la not, sper să-l ia baftă multă, Cezar. Bagă tare, da. Să fii David Popovici. Băi, când este băiatul surorii mele, Andreea, și când l-am văzut prima zi la spital, la maternitate, am avut un sentiment unic. Nu vrea să cred că este nepoțel, că e parte din familie, nu știu cum, noi nu suntem o familie foarte mare și numeroasă. Atunci am avut un sentiment și am zis, acum, mă voi tatua cu numele lui. Stai un pic, vreau și... să te întreb ceva. Era înainte ca tu să devii tată? Da, asta înainte. Asta înseamnă are că tu cu ocazia ani. Aia ai descoperit că ție, îți plac atât de mult copiii, exact. Îți schimbă viața, exact, foarte tare. Exact, atunci a fost pentru că prima oară. Că nu toți făcut să fie părinți. Nu. Are 13 ani deja, să deci acum 13 ani m-am tatuat cu numele lui. Și practic l-am simțit și mai am și un finuț, mai am mai mulți, dar îți spun de atunci. Practic eu am și un băiețel, chiar dacă nu e al meu. Da, și da, chiar da. Dacă atunci ne vedeam mai des de când au venit fetițele copii în viața mea, nu mai a fost așa timp să fiu lângă el. O să încerc să fiu cât se poate, pentru că are nevoie la vârsta asta și de sfaturile mele și a unui bărbat. Și atunci am simțit ceva extraordinar și am zis da. Și după aia de asta mi-am dorit cumva fete, pentru că practic băieți mai am. Era. Era deja marcat. Fel. Da. Și... foarte frumos. Da. Aici e o stea norocoasă. Așa, exact, am văzut steaua și e un R în mijloc. Da, e un R, sunt mai multe chestii. Aici nu pot să divulg eu foarte multe. E un prieten foarte bun, frate de-al meu. Eu n-am frate, dar pe el îl consider ca pe un frate. Și eram trei în jocul ăsta, dar unul n-am mai apucat să ajungă la tatuaj. Deci ne-am făcut și de aia de mușchetar, știi? Bine, ea reprezintă mai mult. Steaua mea norocoasă, steaua noastră norocoasă, să credem în lucruri comune și lucruri valoroase. Și ne-am făcut eu cu el acest tatuaj, celălalt... Mai e vreun tatuaj pe care nu-l putem vedea? Mai este unul, dar cred că se vedea, uite aici al pe Costi. Mulțumesc lui Costi, tatu, așa, pentru tatuajele astea. Ia să-mi facă câte unul pe rând. Am zis, nu, Costi, fă-le pe toate. Dar nu s-a putut, le-am făcut doar pe cele pe gât cu numele și apoi cifrele le-am făcut separat. Pentru că dura prea mult și trebuia să mă duc la copii acasă. Da. Copiii. Așa. Da. Și mai e vreunul pe care... Mai am unul aici, cred că s-a fost un pic la el din la plajă acolo. Așa. Erau pantalonii mai jos. Mă uitam la Oscar-uri pe vremuri, bine, lumea a spus că are alte conotații, că înțelegi, e așa, are o direcție mai dubioasă, direct spre adevăr, și scrie Live the Dream, adică trăiește-ți visul, fă ceea ce simți, dar nu... Golanii s-au gândit dacă vrei să trăiești visul... Asta zic, ia de aici, da, acum fiecare interpretează ca și o piesă, de altfel, cum ați auzit și piesa strigă, o interpretează în modul lui, cum o gândește, cum o percepe. Eu sincer spun, nu m-am gândit la asta, mi-a plăcut zona. A apărut înainte sau după Gabi? Înainte. Și ce a zis Gabi când a văzut semnele astea de circulație? Uite, o să o întreb, dar i-a plăcut. Am înțeles, adică în i-a plăcut, care... n-a zis niciodată nimic. Uite, că ia, uite, aici arată spre sensul giratoriu. Spre sensul giratoriu. Dar trăiește-ți visul, fato. Da. Acum ai moment. Da. Foarte. A dat-o așa cu manta, așa. Fiecare ce se prinde de mintea fiecăruia. Da. Doamnelor și domnilor, visul se trăiește. Uite, în ultima minută în care ne vedem, vreau să te întreb despre faptul că, după cum spuneai, pe 23 septembrie ai avut una bucată sărbătorită. Cum ați sărbătorit? Ce ați făcut? A fost o petrecere superbă. Gabriela a fost și ea foarte relaxată, pentru că la o petrecere asta contează, să fim noi relaxați, deși am muncit foarte mult. Ea a făcut toate baloanele. Avem vlog nou pe canalul nostru Victorienii, puteți să intrați acolo pe YouTube, e ultimul vlog pus. Deci ea a făcut singura baloane, nu a crezut nimeni că ea a făcut baloane singură, bine, cu o pompă, de aia le-a umflat, dar să vezi cum le-a aranjat și le-a pus la în sala de sport și după aia a zis, bă, dar cum le scot? Nu știu cum le-a scos, că eu m-am trezit mai târziu, eu m-am ocupat de altele. A fost o petrecere superbă. Am prins o zi, vinerea a fost urât, a plouat sâmbătă, a fost nenorocire de frumos și de soare și de cald și lumea s-a simțit minunat și a fost super tare. Și mai am ceva de anunțat, acum duminică la Râmnicu Vâlcea, concertul
afișul caritabil pentru Leon. Da, știu că a fost și m-a rugat și pe mine să anunț pe cei care ne privesc. Dacă sunteți de Râmnicu Vâlcea sau sunteți în apropiere, intrați pe afiș, intrați și la mine pe Instagram Taviclon, dar și la Camara și vedeți despre ce e vorba, un eveniment caritabil pentru Leon și o să fie și cântare și fotbal, o să fie foarte frumos și abia aștept să mergem cu toții. Să fie primit, doamnelor și domnilor, prin urmare ați văzut istoria lui Gabi, fiecare, vedeți, lui Tavi, fiecare lucru, istoria lui Gabi deja o știți. Și mai am un tatuaj de făcut, dar o să vin data viitoare la voi, tot așa o să-i fac surpriză ei. După ce îl fac, e o surpriză, nu pot să spun că aș strica surpriza și pentru Gabriel. Păi da, doamnelor și domnilor, prin urmare povestea asta, cum ați observat, oamenii care se tatuează merg mai departe. Mulțumesc foarte mult, Tavi, după cele trei fete absolut grozave. Noi mergem mai departe, mai avem un material...